unul ca anumite organizații se ocupe cu vânzarea cadavrelor. Noi o mai ajuns încă și problema folosirii în bioetică și nu este exclus, a apărut în Coreea de Sud. De unde apare acea substanță? Este părțea corpului care pot fi folosite în alimentație. E o altă discuție pe care ne ridică autorul acestei cărți. Este vorba de folosirea. Dacă se admite folosirea unor elemente a corpului în medicina cosmetică, și observați, de fapt, diferite substanțe pentru femei, apoi, în alimentație sau în folosire interior, aceasta contravine normelor morale. De ce? Pur și simplu e canibalism. Deci, observați, se începe de la problema transplantului, care poate este normal sau gândesc, dar se depășesc normele morale, de cădere de moralitate și în goana după bani, ajung persoane să fie fie omorâte pentru transplant, fie să folosesc vânzarea cadavrelor pentru plasminare și folosire ca obiect de teatru. Cum a apărut problema cadavrelor sau a plasminării? Când este greu să scoți prin vamă un cadavru, datorită faptului că rudele trebuie să meargă, să însoțească, este o procedură destul de costisitoare. Și nu se trece așa pur și simplu dacă nu este rudă să fie exportat. În China are și din situație. Businessmari din țările care au bani și vor emoții ceva anormale, au investit și au creat în China, sunt câteva fabrici de plastinare. Și ei găsesc acolo cadavrul pe loc și îl fac ca obiect de artă și după aceea încheie contract și îl scot ca, ca obiecte de artă din țară. Dar ca să le scoți, spune, vând cadavre. Și au ieșit din încurcătură și m-am mirat. Au pus mâna și juriștii. Au spus, ei merg și împrumută. Împrumută, nu îl cumpără, ca asta ar fi iată, statul vin de cadavre. Asta e groasă. Cadavre luminesc. Dar așa spune, e plastinat, e obiect de artă și el îl împrumută. Adică el trebuie să-l bată înapoi în sine. Și așa sunt firme care se ocupă aceste probleme. Deci, în publicația dată este un punct de reper, nu numai pentru juriști și medici. Eu consider că, pentru, în primul rând, pentru politicieni, ca la adoptarea anumitor hotărâri în ține de legislație, de reglementare, să se conducă de aceste principii pe care noi le-am văzut printre publicații. Este o compilație de eseuri a 12 autori.